Un profesor de la Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești a izbucnit într-o criză de nervi în timpul orei după ce mai multe elevi au venit cu scutiri medicale pentru a-și motiva absențele. Deci asta e nesimțire proastă! Și de nervi de simțiri și proastă crescuți! Felicitări! În imagini se vede cum profesorul cedează nervos și aruncă pe jos cu catalogul, după care îi jignește pe elevi. Dascălul a încercat să împiedice publicarea filmulețului pe internet pe motiv că este încălcată legea privind difuzarea datelor cu caracter personal. În cele din urmă, profesorul s-a ales cu un avertisment din partea directorului, care a precizat că dascălul va fi cercetat și de Comisia de Disciplină a Școlii.